Cine a apăsat? Vreau să știu acum. Eu. Dar înainte să se puși să scoată tricoul la băiatul ăsta. Dar ce ai făcut, Rubica? Păi nu vezi, dragă, nu mi-a dat seama. Bă, odată au adus și concurentele astea pe unul de s-a dezbrăcat, cinstit, civilizat, pe tatuaje, pe alea, pe tot. Și eu frecam butonul. N-am nicio orientare. Nu sunt de acord cu ce fac eu. Dacă mă lași deci într-o pădure cu semne de alea pe copaci, n-o să nimeresc cabana. Deci nu-mi place de mine că am acționat astăzi. Bine că m-a rămas dezbrăcat așa. Auzi, n-ai vrea tu să te duci un pic acolo să pupi mâna reginei? Nu de alta, dar fi tare încântată să te vadă. Dar puteți să ne pun și pe obraz. Ne mai formalizăm să ne pupăm mâna. Ce vrei, Raluca? Bună. 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 Dar fii-o dragă. Bună. Da, acum eu zic să fugi, nu de alta. Da, se întâmplă cu Regina. Nu pare fricos. Mult în fața nu ei. Pare fricos, Regino. Nu, tu pari fricos. El nu pare, da. Tu Eduard are 10 ani, este antrenor de fitness de 10 ani. Oh. Așa că... Se vede. Se vede, da. Mulțumesc tare mult, porțile se deschid pentru tine. Tu, Nadina, vino aici, că o poveste sau alta, nu știu dacă mai contează acum neapărat. Hai să vorbim cu fetele. Nadina, ne plictisești grav. Da, Nadina, ți se repetă momentele și mi se pare că nu ai pic de originalitate. Până și ținuta ta mi se pare simplă, previzibilă, cu piesa, cu momentul. Mie nu mi se pare nici simplă și nici previzibilă. Ai o rochie de catifea cu niște mărgele, nu aduci nimic nou sub soare. Nadina, hai să vedem ce spun jurații în fața lor, te rog. Bravo, Nadina! Audrey Hepburn, tu erai! Breakfast at Tiffany's, dacă n-aveai și antenele astea, dacă lipseau antenele astea din coafură și era mai pe clasic coafură, îmi plăcea și mai mult. Nu, mi se pare că e o ținută foarte rea. Nostalgia? Nostalgia, mai greu cu nostalgia, Cătălin, pentru că eu am suferit de nostalgie când locuiam în Germania, dar mi-a trecut că acum am venit acasă și așa că nu am niciun motiv să fiu nostalgică. Deci nu ești nostalgică după nimic? Nu, nu mai sunt. Bine. Nici după Tübingen? Nici după Tübingen. Eu uite de exemplu... E un magazin în Metzingen, e un outlet. După ăla mai sunt puțin nostalgică. Eu uite, sunt în... voi până la moarte voi fi nostalgic după Tübingen. Păi tu îți dai seama că m-ai lovit în plex, în plexul plexului, unde la Tübingen trăiește de ani de zile marea mea iubire, femeia pe care am iubit-o cel mai tare pe lumea asta. M-ai nenorocit. Nu remarcă totuși nimeni faptul că ea, concurenta împreună cu Junele, au dansat vals pe o piesă care nu are nicio legătură cu tipul ăla de mișcare. N-am văzut, dragă. Un 2-3, care un 2-3, Linca, un 2-3. Păi inimă nu fi de piatră, voi valsați? N-am înțeles. Hai să punem acum o secundă pe ecran, dacă vrei, piesa originală. Monica știe la ce ne referim. Păi stați puțin, să vedem cum se dansa. Păi cum adică? Piesa pe care a dansat Nadina. E originalul. În videoclipul original așa se dansa? Păi în videoclip se dansează altceva. E viziunea creatorului, autorului, regizorului, scenografului. Ea a avut o viziune reinterpretată, Nadina. Este ca și cum eu pe lambada aș dansa rap. Așa, o viziune mai modernă. Dacă vrei, uite-l cheie pe Cristi Geamă și îți arătăm noi cum se dansează piesa asta, vals. Da. Ia să vină Cristi. Ia să vină Cristi. Hai să vină Cristi. Hai Cristinelu, ia să vedem. Păi să vedem, hai, dragă. Hai, vino Cristi să dansăm un vals, să facem hot. Piesă. Nu la
asta mă refeream. N-ați înțeles nici voi, nici concurenta. N-a înțeles nimeni. Asta nu este o piesă care presupune tipul ăsta de mișcare. Asta este o piesă care trebuie să-mi dea un tip de emoție pe loc, o bătută din picior, un sfârșiat de rochie, ceea ce s-a și întâmplat în niciun caz vals. Păi vino tu. Păi nu vin eu, că eu nu sunt Corina Chiriac, nu sunt Nadina, nu sunt concurentă, nu vin eu, nu-s dansatoare. Nu despre asta este vorba. Stilista nu ți-a spus, din păcate, că inima nu fi de piatră nu înseamnă vals. Inima nu fi de piatră înseamnă să te scol dracu de unde stai, să începi o bătută, să-ți mulși haina de pe tine și să-mi arăți ce înseamnă ridică camera aia, să-mi arăți ce înseamnă performanță. Până atunci stai tu acasă și vezi-ți de Cocola, care o ia un pic așa, o ia ca la sala radio, știi, Cocu, ca la sala radio. Și nu e bine pe Bertlo, că noi acum suntem pe Nord. Mulțumesc, Cristi, tare mult. Cristi, mulțumim. Da, foarte greu de... foarte greu de mulțumit. Satisfăcut și de mulțumit. De mulțumit pisica astăzi. Bun, ție, Monica. Ce vreau și eu să vă spun este următorul lucru. Că eu, uitându-mă la Nadina, mie mi-aduce aminte de acele emisiuni de Revelion care se făceau înainte de 89. Da. Și mai cu seamă mi-aduce aminte de regretata mare artistă Ileana Sărăroiu. M-am speriat când a apăsat Raluca butonul. Pentru că nu știam ce s-a întâmplat. Eu eram foarte concentrată și așteptam să se întâmple ceva până la capăt. Mă rog, nu s-a întâmplat mare lucru, dar asta e situația. Hai să vedem și notele. Mie mi se pare că o singură imagine a avut, uite, patru viziuni sau trei viziuni diferite. Eu am avut și mai multe viziuni, dar nu le spun pe toate. Da, ține-le în tine, Regina. Las că le împărtășim la pauză, stai liniștită. Vă rog. Da. Mulțumesc. Moi? Monica? Mulțumesc! Bravo, Nadina! Acum o să-mi sară toată corgunele, că am subiectivă. Bravo, Nadina! Mulțumesc, Cătălie! Bine, note foarte bune, Nadina! Felicitări! Spune-le celor de acasă și indicativul. Dragii mei, indicativul meu este 8 la 1206. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc și eu!